Fraților, în această seară continuăm studiul nostru despre Pavel și călătoriile lui. Suntem în cea de-a doua călătorie misionară. La ultima întâlnire am ajuns până la Troa. Astăzi continuăm de la Troa până la Filipii. Textul pe care îl citim este în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, începând cu versetul 11. Am pornit pe mare din Troa și ne-am îndreptat direct spre Samotracia. În ziua următoare am plecat spre Neapolis, iar de acolo spre Filipii, care este cea din tâi cetate dintr-o regiune a Macedoniei, o colonie. În cetatea aceasta am rămas câteva zile. În ziua de sabat am ieșit dincolo de poarta cetății, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Ne-am așezat și le-am vorbit femeilor care se adunaseră acolo. O femeie pe nume Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, care era temătoare de Dumnezeu, stătea și ea acolo și asculta. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele spuse de Pavel. După ce ea și casa ei au fost botezați, Lidia ne-a rugat zicând: dacă considerați că sunt credincioasă Domnului, veniți și rămâneți în casa mea. Și ne-am dus plecat. Într-o zi, în timp ce ne duceam spre locul de rugăciune, ne-a întâlnit o sclavă care avea un duh de ghicire și care, prin ghicire, aducea mult câștig stăpânilor ei. Ea se ținea după Pavel și după noi și striga: acești oameni sunt robei Dumnezeului cel prea înalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Atunci Pavel, supărat, s-a întors și a zis Duhului: îți poruncesc în numele lui Iisus Hristos să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Când stăpânii ei au văzut că speranța lor de câștig s-a dus, i-au apucat pe Pavel și pe Sila și i-au târât în piața publică înaintea autorităților. I-au adus înaintea magistraților și au zis: oamenii aceștia ne tulbură cetatea. Sunt iudei și vestesc niște obiceiuri pe care nouă romanilor nu ne este permis nici să le primim, nici să le practicăm. Mulțimea s-a ridicat și ea împotriva lor, iar magistrații le-au sfâșiat hainele și au poruncit să fie bătuți cu ele. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în închisoare, poruncind temnicerului să-i păzească bine. Primind un astfel de ordin, temnicerul i-a aruncat în celula cea mai lăuntrică și le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau laudă lui Dumnezeu, iar deținuții îi ascultau. Deodată a avut loc un cutremur atât de mare încât s-au clătinat temeliile închisorii. Toate ușile s-au deschis dintr-o dată și fiecăruia i s-au dezlegat lanțurile. Temnicerul s-a trezit și când a văzut că ușile închisorii erau deschise, și-a scos sabia să se omoare, crezând că deținuții au fugit. Pavel însă a strigat cu glas tare: să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Atunci temnicerul a cerut o făclie, s-a repezit înăuntru și a căzut tremurând înaintea lui Pavel și a lui Sila. Apoi, conducându-i afară, a zis: domnilor, ce trebuie să fac să fiu mântuit? Ei au răspuns: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit, tu și casa ta. Și au predicat cuvântul Domnului atât lui, cât și tuturor celor din casa lui. Chiar în ceasul acela din noapte, temnicerul i-a luat și le-a spălat rănile. Apoi, imediat, el și toți ei lui au fost botezați. După aceea i-a dus acasă la el și le-a pus masa. Și s-a bucurat nespus cu toți cei din casa lui, pentru că a crezut în Dumnezeu. S-a făcut zi
Magistrații au trimis pe ofițer să-i spună temnicerului, eliberează-i pe oamenii aceia. Temnicerul i-a spus lui Pavel următoarele cuvinte. Magistrații au trimis ordin să fiți eliberați. Acum deci ieșiți și duceți-vă în pace. Însă Pavel le-a zis ofițerilor, ne-au bătut în public, fără să fim judecați. Noi care suntem cetățeni romani, ne-au aruncat în închisoare, iar acum vor să ne scoată afară pe ascuns? În niciun caz. Să vină ei înșiși să ne ducă afară. Ofițerii au spus aceste cuvinte magistraților. Aceștia s-au temut când au auzit că ei erau cetățeni romani și au venit să-i liniștească. I-au condus afară și i-au rugat să plece din cetate. Au ieșit din închisoare și s-au dus la Lidia. Iar după ce i-au văzut și i-au încurajat pe frați, au plecat. Amin. Acesta este cuvântul pe care îl avem în această zi. După cum putem vedea, traseul până la acest punct a fost destul de lung. Un traseu din Antiohia, Tars, Derbe, Listra, Iconia și Troa. Mergem pe hartă înspre nord-vest, prin Asia Mică. Din Troa, Pavel și Pusila, în urma unei vedenii, înțeleg că Domnul îi cheamă în Macedonia să vestească Evanghelia. Așa începe creștinismul în Europa. În urma unei porunci primite de Pavel într-o vedenie. Treci în Macedonia și ajută-ne. În întâlnirea noastră trecută am văzut oscilații în privința direcției. Mergem în Misia, mergem în Bitinia. În final, destinația a fost Macedonia. La Filipi, în această a doua călătorie misionară, suntem în punctul cel mai nordic. Așa cum se poate vedea și pe hartă. După Filipi, ușor se va coborâ înspre sud-vest. Amfipolis, Tesalonic, iar apoi și mai spre sud, Atena și Corint. De la Filipi avem multe mărturii arheologice, dintre imaginile care există, am selectat una care ne arată drumul principal al cetății. Ce-a mai rămas din ele. Se poate vedea pavajul de piatră, coloane, trepte. Cum au ajuns la Filip? A fost nevoie de trecut marea. Au fost două opriri. Una la Samotracia, iar cealaltă la Neapolis. Știm că de la Filipi la Neapolis sunt aproximativ 10-12 mile. Neapolis este portul cetății Filipi. Ieșirea la mare. Pavel nu s-a oprit nici la Samotracia, nici la Neapolis. Împreună cu Sila s-au dus direct la Filipi. O călătorie care de la Troa la Filipi a durat probabil 3-4 zile. Când vremea nu este favorabilă, o călătorie durează 5 zile. Așa cum avem informații ulterior în Cartea Faptele Apostolilor. De data aceasta, urmând cronologia, probabil aproximativ 3 zile de drum au ajuns acolo. Ce știm despre cetatea Filipi? În cuvântul pe care l-am citit,
Ni se spune că este cea din tâi cetate dintr-o regiune a Macedoniei. Știm că romanii au împărțit Macedonia în mai multe regiuni, iar într-una dintre ele, Filip este cetatea principală. Dar acest lucru nu este atât de important pe cât este celălalt lucru pe care îl avem despre Filip. Cuvântul ne spune că era o colonie. Filip, colonie romană. Filip este un loc celebru în Antichitate. Pentru că acolo, la Filipi, sunt uciși cei care l-au ucis pe Iuliu Cezar, Brutus, Caius, Antoniu și Octavian, acolo în frână și aceștia acolo mor. Pe vremea Apostolului Pavel, la Filipi, era un loc foarte bun pentru pensionarea soldaților. O bună parte din locuitorii cetății erau rezerviști. Ostași romani sau ofițeri romani la pensie. Au ales să se așeze la Filipi din motive ușor de văzut. Pentru că această cetate era colonie romană, avea drepturi aparte. Sub ascultarea de legile Imperiului, ei se puteau autoguverna. Dar ce era cel mai important era scutirea de taxe. Ai slujit în armata imperială, ai ajuns la vârsta treceri în rezervă și te-ai așezat la Filipi. Vedem în cadrul textului nostru când stă să înceapă prigoana, cei care vin și acuză pe Pavel și pe Sila, ei spun despre ei, nouă, romanilor, nu ne este permis să urmăm obiceiurile pe care le aduc oamenii aceștia. Așa se vedeau ei pe ei. O descriere directă. Numele a rămas același pe care l-a dat Filip Macedon undeva pe la anul 360. A rămas Filipi, cetatea de Filip. Lectura noastră are două segmente principale. O parte descrie lucrarea de evangelizare de la Filipi. Partea a doua descrie o exorcizare și consecințele ei. În fiecare din aceste călătorii misionare, când Apostolul Pavel ajunge într-un loc în care nu este biserică, noi învățăm lucruri foarte importante cu privire la cum se începe o lucrare într-un anumit loc. Putem vedea cât s-au întors la Dumnezeu. Aflăm ce anume i-au învățat. Cum se întoarce cineva la Dumnezeu într-un loc în care până atunci n-a mai fost vestită Evanghelia? De obicei, Apostolul Pavel caută pe evrei. Mai întâi, acolo se duce. Dacă este sinagogă, este foarte ușor. Știi unde e locul lor. Dacă nu este sinagogă, poate există un alt mod în care aceștia să se întâlnească. Știm că o sinagogă se poate întemeia într-o anumită cetate dacă sunt cel puțin 10 bărbați. Asta e numărul minim pentru începerea unei sinagogi. La Filipi se pare că nu avem acest lucru. Dar asta nu înseamnă că într-un oarecare fel credința iudaică nu este cunoscută.
Înainte de a începe prigoana, când Pavel și Sila sunt acuzați, stăpânii acelei fete demonizate, acelei sclave, ei spun despre Pavel și Sila, aceștia sunt iudei. Oamenii știu în cetate cine, ce este. Etnia le este cunoscută. Identitatea lor etnică e clară pentru toți. Această expresie este folosită pentru a readuce înaintea mulțimii sentimentele antievreiești. Dar până acolo avem nevoie să vedem cum a început lucrarea. Cine s-a întors la Dumnezeu? Și mai ales câți s-au întors la Dumnezeu când Apostolul Pavel a plantat prima biserică în Europa. Cuvântul pe care l-am citit ne spune așa. Am ieșit în afara cetății și ne-am dus într-un loc, lângă râu, unde credeam că este un loc de rugăciune. Întâlnirea n-a fost în cadrul cetății, a fost în afara ei. Iar acolo, la acel loc de rugăciune, găsim mai multe femei. Nu ni se spune câți au fost la rugăciune, dar ni se spune cine a primit mesajul care a fost vestit. Acolo era o femeie din Tiatira. Numele ei este Lidia. Ea era vânzătoare de purpură. Noi știm că Tiatira este în Asia Mică. Am studiat despre Tiatira când am studiat cartea Apocalipsa. La Tiatira era biserică la anii 90. Biserică ce primesc o scrisoare din partea Domnului prin Ioan. Noi nu știm dacă Lidia era singură, adică necăsătorită, dacă era văduvă. Ce știm este că avea casă la Filipi. Și nu era singură. Cuvântul ne spune cei din casa ei. Și aceia au crezut și au fost botezați. Cel mai probabil era văduvă. Dar suficient de înstărită să aibă casă la Filipi. Se pare casă suficient de mare, pentru că în urma convertirii ei, ea îi cheamă pe Pavel și pe Sila în casa ei. Așa scrie cuvântul. Dacă considerați că sunt credincioasă Domnului, veniți și rămâneți în casa mea. Și ne-am duplecat. Au rămas acolo. Ce este important pentru studiul nostru este felul în care o persoană se întoarce la Dumnezeu. Nouă nu ni se spune ce a predicat Pavel. De această dată nu avem conținutul predicii lui. Nu ni se spune dacă alții din cei care s-au dus la locul de rugăciune au crezut sau nu. Ni se spune doar despre persoana aceasta. Avem un început cu o persoană și alții din casa ei. Nu știm câți au fost aceia. Avea slujitori, avea copii, nu ni se spune. Ce este important este ea.
Și faptul că întoarcerea ei la Dumnezeu este rezultatul lucrării Domnului la nivelul inimii ei. Așa spune cuvântul. Domnul i-a deschis inima. Ea a ascultat, a fost atentă și Domnul i-a deschis inima. Vedem aceste trei elemente. Apostolul Pavel predică, Lidia ascultă și Domnul îi deschide inima. Fapte 16. Textul pe care l-am citit noi este un text la care se face trimitere atunci când se argumentează pentru validitatea botezului copiilor mici. Și în cazul Lidiei și în cazul temnicerului, eveniment care urmează după aceasta, după acesta, ni se spune că acești cap de familie, Lidia și temnicerul, după ce ei au crezut, au fost botezați ei și au fost botezați și cei din casa lor. Acest argument din tăcere adesea este adus și spus, uite, când cineva se botează, persoană care conduce o gospodărie, toți din casă sunt botezați. Ceea ce avem și în cazul Lidiei și în cazul temnicerului spune altceva. Fiecare este botezat după ce a auzit după ce a crezut. E adevărat, conducătorul familiei a dat tonul, a deschis ușa, iar apoi cei din casa lui l-au urmat. Dar nu un botez forțat sau o convertire forțată. Oamenii au auzit cuvântul, l-au crezut, iar apoi au fost botezați. Ce vârstă aveau? Nu știu. Cuvântul nu ne spune. Am adus acest lucru în discuție pentru că apare mereu și mereu în argumentele despre botez. Așadar, la început, la Efes, la Filipi, avem această lucrare de evanghelizare. După aceasta, avem o lucrare de exorcizare. Vedem că Pavel a stat mai mult la Filipi. Nu ni se spune cât, dar a stat mai mult. Avem un caz în care o tânără, o sclavă, este demonizată. Are un duh de ghicire, dacă traducem literal această expresie, un duh al lui Piton. Noi știm ce e Pitonul. Un șarpe mare. Dar, în Antichitate, la greci, Pitonul a fost un șarpe mitic. Șarpe pe care l-a omorât Apollo. Duhul acestui șarpe se considera că este activ la oracolul din Delphi, cel mai celebru loc cu privire la prezice în Antichitate. Conducătorii vremii mergeau la Delphi să li se spună viitorul. Inclusiv Alexandru s-a dus acolo. Un așa duh spune cuvântul că avea și fata aceasta. Și ea, pentru stăpânii ei, era o sursă de mare câștig. Vrei să știi viitorul? Plătești și fata aceasta ți-l spune. Ce se întâmplă în cuvântul nostru? Ce se întâmplă? Fata aceasta, datorită Duhului pe care l-avea, Duh de ghicire, Duh rău,
să poartă așa cum se poartă unii dintre demonizații în Evanghelie. Duhurile din ei, în Evanghelie, îi spun lui Iisus, te știm cine ești. Tu ești Sfântul lui Dumnezeu. De ce ai venit să ne chinui? De data aceasta, la Filipi, departe, departe de Palestina, de Iudeea, de Galileea, se întâmplă ceva asemănător. Oamenii aceștia sunt robi ai Dumnezeului cel prea înalt. Ei vă vestesc calea mântuirii. Îi spune, de ce s-a supărat apostolul Pavel? De ce l-a necăjit această, să zic așa, descriere, chiar apostrofare? De ce? Pentru că apostolul Pavel a știut ce urmează după ceea ce va face. Acele beneficii economice se duc în momentul în care el intervine, așa cum a intervenit în Cipru, dacă mai țineți minte, în prima călătorie misionară. Aici, apostolul Pavel scoate Duhul de ghicire, scoate demonul din fata aceasta și toți știu. Stăpânii ei își dau seama imediat că ea nu mai e cea care a fost. Și dintr-o sclavă care aducea mulți bani, avem un om obișnuit care nu mai are acele, să zicem, abilități. Cuvântul și spune, așa s-a dus speranța de câștig a stăpânilor ei. Ce urmează este de așteptat. Pavel și Sila sunt duși în fața autorităților, se adună gloata. Și acum vreau să urmărim cu atenție care sunt acuzele aduse împotriva lor. Deși cuvântul spune, când stăpânii ei au văzut că speranța lor de câștig s-a dus, când ei vin în fața magistraților să-i acuze pe Pavel și pe Sila, ei nu spun asta. Uite, sclava noastră s-a făcut bine. Nu mai este stăpânită de acest duh. Ei nu spun asta. În schimb, spun altceva. Avem trei linii de acuzare. Ne tulbură cetatea, sunt iudei și vestesc obiceiuri pe care noi romanii nu trebuie să le primim și nu trebuie să le practicăm. Sunt foarte greu de apărat aceste acuze, mai ales primul. De asemenea, al doilea, nu avem nimic în cuvântul pe care l-am citit care să arate tulburare în cetate ca urmare a faptului că Pavel și Sila erau acolo, în casa Lidiei. Nimic. La rugăciune ei ieșeau afară din cetate. Tulburarea era în casa stăpânilor acelei fete. Pentru că Duhul a fost scos și speranța de câștig s-a dus. Ei erau tulburați.
Linia a doua de acuzare, aceștia sunt iudei. În mod oficial, a fi iudeu în Imperiul Roman, în viacul I, nu era o problemă. Credința evreilor era o credință legală. Da, știm că în anul 49 împăratul de la Roma scoate pe evrei din Roma. Ei se vor întoarce câțiva ani mai târziu. Dar, în general, în imperiu, evreii puteau călători și se puteau așeza în oricare dintre cetățile în care erau. Dar sentimente anti-evreiești erau și pe acestea mizează stăpânii acelei sclave. Dintotdeauna evreii au fost invidiați. Din vari motive, dar printre principalele motive era faptul că erau pricepuți la câștig. Se îmbogățeau. Și atunci, cei care n-aveau cât aveau ei, evident că erau invidioși. Evident. Întotdeauna omul bogat are și influență. Noi am văzut când am citit ce se întâmplă la Iconia, la Listra, la Derbe. Evreii de acolo au avut influență asupra conducătorilor cetății. Așa e peste tot. Omul care are resurse, are influență. La Filipi nu aveau. La Filipi acest sentiment anti-evreiesc este întors împotriva lui Pavel și lui Sila. Despre ce obiceiuri e vorba? Nu unii se spune. Dar foarte probabil e că avem o asociere între felul de viață a unui evreu cunoscut în Imperiu. Trăiește într-un anumit fel, mănâncă anumite lucruri, lucrează 6 zile, se odihnește a 7-a și aceștia spun, noi romanii nu trebuie să primim obiceiurile acestea. Practicile lor nu trebuie să fie practicile noastre. Religia lor nu trebuie să fie religia noastră. Și așa mai departe. Vedem că aceste acuze prin cuvântul ne spune mulțimea s-a ridicat și ea împotriva lor. La acest punct magistrații dau linie liberă la prigoană. Li se sfâșie hainele și sunt bătuți cu ele. Arestați, bătuți și închiși. Lucrarea de la are acest început furtunos. Nu e pentru prima oară. Știm că au fost prigoniți și în Iconia, în prima călătorie misionară. Și la Listra, de asemenea. Aici sunt bătuți, atunci au fost împroșcați cu pietre. Special Pavel. Ajung în închisoare. Toți știau că Pavel are aceste abilități extraordinare. El a fost cel care a dat porunca acelui duh în numele lui Iisus. Ieși afară! Oamenii din cetate au văzut, au auzit, au știut lucrul acesta. Dacă e să închizi pe un astfel de om, unde îl pui? În celula cea mai sigură. Iar acolo îi prins picioarele în butuci. Bucăți mari de lemn. Să fii sigur că nu pleacă. După 39 de lovituri cu miele, spatele
este distrus. Este răni. În această împrejurare trebuie să plângi și picioarele. Cum se poartă ei? Asta este foarte important pentru începutul lucrării de la Filipi. Noi știm că tot ce au făcut până acum magistrații, mulțimea și stăpânii acelei sclave, a fost o mare nedreptate. Cum se poartă ei? Cum se poartă? Când ajung în locul cel mai de jos, cu suferință mare, cuvântul ne spune că ei se rugau și cântau laudă lui Dumnezeu. Iar ceilalți deținuți îi ascultau. Când un copil al lui Dumnezeu trece prin suferință, suferință în urma unei nedreptăți, el are ocazia foarte bună de a arăta ce-i înăuntru. Rugăciune și laudă. Într-o așa împrejurare de mărturie maximă, Dumnezeu intervine din nou. A intervenit când a scos Duhul de ghicire, iar acum printr-un cutremur. Cutremur care clatină închisoarea. Ușile temniței se deschid. Și lanțurile se dezleagă. Dacă deținuții ar fi fugit, temnicerul ar fi fost condamnat la moarte. Pentru că sub stăpânirea lui, sub paza lui, deținuții au scăpat. De aceea, când el vede ce se întâmplă, primul lucru pe care vrea să-l facă este să-și ia viața. Că el știe că asta urmează. Am avut deținuți sub pază și au scăpat. Și eu eram aici. Apostolul Pavel strigă: oprește-te! Toți sunt aici. Toți sunt aici. Omul acesta are a doua oară ocazia să vadă ceva extraordinar din partea lui Dumnezeu. Mai întâi, ce s-a întâmplat cu Duhul de ghicire, care a fost scos. Iar acum, ce s-a întâmplat cu cutremurul puternic. El și spune: domnilor, ce trebuie să fac să fiu mântuit? El știa mesajul lor. Așa cum îl știau toți din cetate. Pentru că acel duh de ghicire a strigat prin sclava aceea zile la rând: oamenii aceștia sunt robe Dumnezeului cel prea înalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Temnicerul vine și întreabă: ce trebuie să fac? Răspunsul este cel cunoscut. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. Și apostolul continuă: tu și casa ta. Ce urmează la acest lucru? Ce urmează la acest lucru? Ce face temnicerul? Știți ce face? Cuvântul ne spune: le-a spălat rănile. Da. După așa bătaie, spatele este rană. Sau oriunde a lovit nuiaua. Carnea se distruge. Rănile respective trebuie spălate, curățate, dezinfectate. Asta face temnicerul. Un om care se întoarce la Dumnezeu arată transformarea vieții lui. Imediat. Înainte a fost unul care, ok, acela locul cel mai sigur.
Acolo îi închid pe ei și picioarele le bag în butuci. Acum, același om, dar cu altă credință, un om schimbat, la aceiași deținuți, le spală rândile. Vedem această conlucrare. Apostolul Pavel îi spune ceea ce trebuie să audă, ceea ce are nevoie să audă. Temnicerul se poartă față de ei, potrivit cu nevoile pe care le au ei. Le spală rănile, dar temnicerul nu se oprește aici. Cuvântul ne spune că i-a luat acasă. Atunci, în miez de noapte, și le-a dat de mâncare. Dar nu i-a eliberat, el nu are această putere. Ei sunt duși din nou în temniță. Abia când se face ziua, vor fi eliberați. Ultimul dialog între ei de dimineață și se vede pe felul în care vorbește cu ei. Cuvântul spune, după ce vine ordinul de la magistrați, el, temnicerul, îi se adresează lui Pavel și lui Sila. Magistrații au trimis ordin să fiți eliberați. Acum, deci, ieșiți și duceți-vă în pace. Așa vorbește un temnicer creștin cu cei care erau deținuți. Așa vorbește. Un ultim lucru în această seară îl avem din partea lui Pavel. La Filipi, înainte ca ei să plece, mai trebuia clarificat un lucru. Nedreptatea ce li s-a făcut. Ei au fost acuzați fără să fie judecați. Și au fost bătuți și închiși tot fără să fie judecați. Ba mai mult, nu s-a verificat dacă sunt romani sau nu. Și Apostolul Pavel spune, nu plecăm de aici până nu se clarifică lucrurile acestea. Lucru care se întâmplă. Magistrații vin la temniță, îi liniștesc și apoi ei aveau această putere să le ceară să plece. Cuvântul spune, i-au rugat să plece și ei ce au mers pe la casa Liniei, au întâlnit pe frați, ei au plecat. Așa începe lucrarea la Filipi. Evanghelizare și exorcizare. O lucrare în care sunt implicate foarte puține persoane, dar o lucrare care arată caracterul creștin în prigoană. Și de asemenea, o lucrare care arată o transformare reală în cazul celui de la care ne așteptăm cel mai puțin. Temnicer. Să fii temnicer în vechime. Nu erai un om moale, un om blând. Nu. Erai temnicer că erai așa. Un om aspru, dur chiar. Să prinzi pe om, să-l pui în temniță, să-i pui picioarele în butuci. Și un așa om se poate schimba. Mărturia lor în închisoare, împreună cu intervenția lui Dumnezeu, puternică, a schimbat inima acestui om și casa. Un om care îi spală rănile, îi dă de mâncare și care îi trimite în pace. Așa începe creștinismul european. Cu o negustoare de purpură și cu un temnicer. Acestea au fost lucrurile pe care le-am avut de împărtășit în această seară. Dacă sunt întrebări. Foarte
interesant să țin împreună lucrurile astea. Deci oamenii ăștia bătuți în închisoare și cântau. Și când îi las afară, nu, acum să ne faceți dreptate. Deci, cum le ținem pe acestea împreună? Da. Deci, că, sau le las pe toate, toate bune și fain frumoase? Nu, deci lor li s-a făcut o nedreptate. Dar asta nu înseamnă că în împrejurarea aceea, noaptea aceea, ei trebuiau să se poarte rău. Nu. Ei aveau altceva de făcut. Dar când se întâlnesc din nou cu magistrații, ei au de clarificat anumite lucruri. Acestea au fost greșeli. Dar deci nu au clarificat înainte să-i bată. Domnule, stai, nu ni se spune. Nu au plecat. Probabil din cauza mulțimii, dar asta e așa, o speculație. Când gloata se pornește, nu mai poate fi oprită. Asta a fost ca și cum a fost pe vremea Domnului Iisus când a murit. Mulțimea lor. Da. Deci acelea sunt împrejurările cele mai rele care se pot întâmpla unui om. Când gloata se dezlănțuie. Nimeni nu mai poate controla. Da. Asta e extraordinar. Cum eu pot să, eu pot să cânte, chiar dacă sunt așa chinuri, dar în același timp nu nici de mă mai... Nu. Să zic că face exact. Tine. Mă rog. Pe ce se bazează alte confesiuni care bătează copiii mici? Și a doua întrebare dacă... Ce se întâmplă cu un copil care deci, trecea Domnul de... Fapte 16, în special textul cu Lidia și Temnicerul, partea cu Lidia și Temnicerul, care ne vorbesc despre faptul că ea sau el au crezut, iar apoi și toată casa. Să presupune că erau și copii, dar ni se spune că toți au auzit cuvântul, au crezut și apoi au fost botezați. Probabil au fost copii mai mari. Nu ni se spune vârsta. Ce e important este că au auzit și au crezut. Și pe baza acestor lucruri au fost botezați. Noi nu avem niciodată în Noul Testament cineva să fie botezat fără să creadă, fără să audă cuvântul. Dar de unde au luat atunci cei care practică? Asta e... Asta este un pretext. Noi putem vorbi, dacă vreți, cu altă ocazie, despre teologia pentru botezul copilor mici. Nu este bazat pe texte din Noul Testament. Are altă argumentare. Astea sunt doar referințe care spun, uite, să poate să fi fost și atunci. Așa. Dar e o discuție mai lungă și nu o... Da, pe bine să știm. Da, sigur. Când în Biblie scrie destul de clar. Cine crede, va fi bătut, va fi mântuit. Așa este, nu. Deci, nu. Dar, vedeți, sunt aceste împrejurări în care toată casa lor și acolo ai găsit o portiță. Și bătaia cu ele, deci cum? Avem undeva, deci, cu mănunchi sau cu... Nu. Cu noia singură. Cu noia singură. Cu noia singură, da. Cu noia singură, da. 39 de lovituri. Hai ca... Crud. Crud. Cum ar fi ca un cu biciu. Noia e ca și biciu aproape. E mai rău ca biciu. Noia este mai tare. Deci, biciu e rău pentru că are în el prins bucăți de os și de metal. Și acelea taie. Dar nuiaua este tare. Și unde dă? Ustură și a treia oară crapă carne. La bici, capă din primă.